A fost panică într-o pensiune din județul Vâlcea, acolo unde se aflau în tabără mai mulți elevi. Un incendiu a izbucnit în clădire. 14 persoane au ajuns la spital. Pompierii militari din cadrul Istu Vâlcea au fost solicitați la ora 3:04 pentru stingerea unui incendiu produs la o pensiune în localitatea Brezoi, cartierul Păscoaia, unde erau cazate 52 persoane, din care 41 de copii, 10 adulți și administratorul pensiunii. Incendiul s-ar fi declanșat în urma efectului termic al curentului electric, în urma supra-solicitării instalației de alimentare cu energie electrică. Echipajele de intervenție au salvat 20 de persoane care se aflau pe balcoanele clădirii. La scurt timp de la declanșarea incendiului, personalul de la locul de muncă și ulterior pompierii au dispus evacuarea tuturor celor care se aflau în interior. Prin intervenția promptă a pompierilor au fost salvate 20 de persoane rămase captive pe balcoanele pensiunii din cauza degajărilor mari de fum acumulat pe casa scării. Până la lichidarea incendiului au ars materiale combustibile depozitate în camera centralei, au fost degradate centrala termică și instalația aferentă, instalația electrică, instalația de alimentare cu apă și diverse electrocasnice depozitate în interior. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe ale echipelor de salvatori. La fața locului s-au deplasat 5 autospeciale de stingere, o autoplatformă de lucru la înălțime, un echipaj smurt și o autospecială de transport victime multiple, plus 7 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Echipajele de intervenție au transportat 14 copii și un adult la compartimentul primir urgențe Brezoi, majoritatea cu atacuri de panică. Doi copii i-au transportat la OPU Vâlcea și din cei 14, 5 au primit îngrijiri cu administrarea de oxigen în urma intoxicării cu monoxid de carbon. Pompierii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza izbucnirii focului.